publicarea de către editura Academiei Române a tezei sale de doctorat, prefațată de 5 personalități academice, prin care se conferă trecutului cultural botoșănean o sporită aură de prestigiu. Este membru a Uniunii Scriitorilor și a Uniunii Jurnaliștilor Profesioniști din România. Lucia Olaru Nenate a susținut în Botoșani, în țară și în lume, zeci de conferințe, alocuțiuni, comunicări academice, cursuri la universități din străinătate despre cultura și civilizația românească, recitaluri poetice și muzicale, spectacole culturale și alte. Purtând mesajul obârșii și ei Luceafărului, peste ocean, la New York, San Francisco, Montreal, la Chișinău, ca și la Stuttgart, la Cernăuți, ca și Edmonton, la Viena, ca și la Marsilia și multe alte locuri, pretutindeni, făcând să se audă în chip onorabil numele orașului Botoșani, drept care nu odată a fost numită în presă un ambasador cultural al botoșanilor și al valorilor românești. Un amănunt semnificator în acest sens este acela că în lista personalităților internaționale din calendarul zilei, pentru ziua de 20 februarie, la anul 1949, scrie doar atât. S-a născut semnificarea Lucia Olaru Nenate. Să nu uităm că domnia sa și-a îndeplinit cu brio și misiunea de mamă, crescând și educând două fete excepționale, care au primit și ele importante recunoașteri